Direcția Publică de Protecție Socială a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor speciale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Beneficiază de această facilitate copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Este vorba de tichete pe suport electronic, sunt pentru sprijin educațional. Elevii pot cumpăra cu aceste tichete materiale școlare. Sunt trei condiții de bază pentru care se acordă aceste etichete. Una este ca elevii să aibă domiciliu în municipiul Târgu Jiu, celălalt este ca venitul pe fiecare membru al familiei să fie de minim 1115 lei pentru elevi, iar pentru preșcolari 285 de lei pe membru de familie pentru luna iulie. Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 de lei pe an școlar.